iubiți prieteni, iată-ne și la ultima emisiune din acest an, sper. Sper să vină altele multe și frumoase și de la an. Aș vrea să inserăm această emisiune magiei sărbătorilor și chiar dacă am pierdut de mult semnificațiile profunde, de fiecare dată în preajma sărbătorilor de iarnă, sufletul nostru, în subconștientul său, simte o nostalgie, simte o sete de neexprimată în cuvinte, de cunoaștere a sensurilor existențiale și de regăsire a valorilor noastre fundamentale. Am hotărât să facem în formulă completă această emisiune alături de Dragoș Dumitriu, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru faptul că am îmbogățit această emisiune cu o rubrică extraordinară din punctul meu de vedere, care te îmbie cumva la o cunoaștere, care te stârnește, care, controversată fiind prin tematică, nu-ți dă niciodată liniștea necesară ca să adormi și să uiți că fiecare zi dată de la bunul Dumnezeu până când o închid de ochii, trebuie să acumulăm și cunoaștere și experiență. 24 decembrie pentru toți creștinii din lume este o zi cu o semnificație profundă, dar vom vedea în această seară că această dată urmărește omul așa cum îl cunoaștem noi în această configurare încă de la originile sale. Deci cu mult timp înaintea, hai să spunem, creștinismului ca religie oficială. Vom vorbi, Dragoș, și despre ce s-a mai întâmplat interesant anul acesta, prevestitor probabil pentru ceea ce va să vină. Dacă avem timp, o să ne declinăm un pic și intențiile față de anul viitor, dar haide să pornim. Eu ți-aș propune, Oreste, te rog, să ne gândim și că ne așteaptă un an al transformărilor, că este vorba de transformări care vor aduce dezastre sau că este vorba de transformări care vor ridica omul într-o altă zonă, într-o zonă spirituală. Ei bine, eu aș insista să mergem și către o paradigmă adevărului, inclusiv în ceea ce privește pe Mântuitorul Hristos, a cărui naștere chipurile o sărbăm acum de Crăciun. Și aș începe această idee cu faptul că, de fapt, adevăratul Hristos, adevărata învățătura lui Hristos, nu are niciun fel de legătură cu serbările, cu ziua în care chipurile s-ar fi născut, cu faptul că el ar fi murit pe cruce așa cum ca om și ar fi reînviat după 3 zile așa cum susține Evangheliile, sau că mormântul lui ar fi fost găsit așa cum susțin niște oameni de știință de dată recentă, sau că a avut urmași așa cum susțin celebrele romane legate de mitul Da Vinci. Da, cred că aici a fost o mare capcană, exact, a culturii noastre de a-l confunda pe Iisus cu învățătura Hristosului. Exact. Mai bine zis, de a confunda un om, pentru că Iisus până la urmă s-a născut și a trăit ca un om, și pe Hristos, cel care, odată cu boboteaza, cu taina botezului, își ia sau primește acest rol Hristos de Hristos, care s-a manifestat pe deplin în Isus. Exact, exact. Și aici vorbim de Hristos, de Mesia, adică cel uns, de Mântuitor, cum îi spunem noi creștinii, sau de Mesia, cum este denumit prin termenul ebraic Moșia. Ori a lega în permanență ideea de Hristos, învățătura înaltă pe care o întâlnim în Evanghelii, de tot felul de formule locale, privind sărbătoarea Crăciunului, privind alte și alte sărbători, legând anumiți sfinți făcuți care, cine știe cum, peste noapte, unși cu darul acesta al sfințeniei, uneori chiar puși ca intermediari între om și Dumnezeu. E bine, asta deja ne îndepărtează complet de învățătura lui Hristos. Și ne mai îndepărtează ceva, chiar cu riscul de a supăra niște tradiționaliști români. Faptul că noi sacrificăm de ignat
și cu ocazia sărbătorilor de iarnă, un animal cu copita despicat, un animal despre care citim în Vechiul Testament, pe care Hristos nu vine să-l strice, ci tocmai vine să-l împlinească. Bucuria asta culinară a noastră în preajma sărbătorilor de iarnă are o conotație cel puțin blasfemică din perspectiva Vechiului Testament, dacă nu cumva și iar și antichristică din perspectiva Noului Testament. Pentru că noi, în loc să celebrăm venirea luminii în planul material, venirea Hristosului în lume și a bunei vestiri, bineînțeles, și a faptului că prin venirea lui și prin întruparea luminii în om, omului i s-a dat din nou lumina cunoașterii și a iubirii lui Dumnezeu Tatăl, noi am tabloidizat, iată că folosesc un termen la mod, am tabloidizat sacralitatea sărbătorilor, transformându-le într-o chermeză, într-o agapă. Da. Sau hai să nu fim atât de duri sau de, să zicem... Ai propus o paradigma adevărului, corect, și atunci m-a incitat. Nu, însă ideea este de a despărți zona spirituală, căreia îi se adresează Hristos, da? Hristos se adresează spiritului, se adresează sufletului, nu se adresează materii. Ori după cum vedem despre Hristos, dacă întrebăm pe stradă, dacă întrebăm chiar pe cei ce se duc la biserică, se va vedea că se insistă asupra obiceiurilor legate de chestiuni culinare, asupra obiceiurilor legate de tot felul de găteli de Crăciun, de... nu mai vorbesc de menționarea în permanență a minunilor săvârșite de Hristos. Deși, așa cum îmi spuneai și tu, e posibil ca Hristos să fi dorit ca aceste minuni pe care, conform Evangheliilor, le-a făcut în public, el să fi dorit să le țină ascunse, să nu se știe cine le-a făcut. Sau mai bine zis, să nu se știe că el, ca și om, ca și întrupat, le-a săvârșit. Absolut. Evangheliștii, sigur, ei, oameni fiind, le prezintă într-un fel, mă rog, e un fel de marketare, dacă vrei, un marketing al fenomenului Iisus, dacă este să vorbim în termeni actuali. Ceea ce nu cred că Hristos, asta este esența învățătorii. Cred în sacralitatea și a Vechiului Testament și a Noului Testament, tocmai prin faptul că aceste scrieri sunt valabile în fiecare generație. Așa cum Caragiale, sigur, fac acum o paranteză profană și foarte laică, dar așa cum Caragiale ne-a surprins atât de bine scriindu-ne cumva într-o carte blestemată, pentru că noi nu mai reușim să ieșim din arhetipurile lui Caragiale. Suntem cumva cuprinși cu toții noi românii în această carte uluitoare a lui Caragiale. Eu zic de toată opera lui Caragiale. Dar așa cum Caragiale ne-a scris pe noi arhetipal, cărțile astea sfinte, și aici mă refer și la Coran, și la Vede, și la toate cărțile sfinte, surprind arhetipurile umane. Noi repetăm, de fapt, în fiecare generație aceeași poveste. Deși anumite instituții de putere au hotărât, inventând o dogmă prin care Hristosul nu se mai manifestă în fiecare om și în fiecare generație, ci doar prin intermediul clerului și prin intermediul ierarhiilor bisericești, toată această devenire a noastră și toată această poveste a noastră, a setei noastre de a ieși din această limită de competență care este a omului și de a ne îndrepta către eternitate, către o călătorie continuă, ne urmărește dinainte de apariția creștinismului. Hristos n-a dorit o religie, că aici vreau să ajung. Eu cred că el a fost foarte conștient că dacă își săvârșește miracolele la vedere și dacă ar face un marketing în jurul lui, ar strica legea Vechiului Testament, pentru că s-ar inventa o nouă religie, ceea ce el nu a dorit, cum nici Buddha, săracul de el, sub nicio formă nu a dorit ca învățăturile lui să se transforme într-o religie foarte strictă și foarte dogmatică. Hristos cunoștea lucrările lui Buddha, pentru că trebuie să spunem că Buddha este mai vechi, mult mai vechi decât Hristos. Sunt 6 secole. Iar în comunitățile iudaice ale vremii respective, chiar și cele egiptene, să nu ne amintim că biblioteca din Alexandria și în Alexandria, zona egipteană pe care Hristos o vizitase în prima parte a vieții sale, avusese acces la aceste culte care erau foarte permise în vremea respectivă. Bine, acum, făcând o mică paranteză, influența lui Buddha este absolut majoră. Păi hai să ne gândim numai că Buddha influențează
toate marile revoluții întâmplate în secolele 7 și 8 înaintea erei noastre, și mă refer și la Revoluția Zoroastriană, mă refer și la Revoluția lui Lao Tzu. Zoroastrianismul, care și el și-a spus, a avut un cuvânt de spus în evoluția actuală a religiei creștine și poate și a celei iudaice, este cel care introduce dualitatea. Practic, datorită zoroastrismului, îl avem, dacă nu pe Dumnezeu, îl avem pe celălalt, pe opusul lui. Pe Ahriman. Exact. Ahriman este polaritatea. O polaritate, după mine, ca și creștin, nefirească, dar mă rog. Pe de altă parte, cu toată înțelepciunea lui Lao Tzu și a învățătorilor săi, calea de mijloc a fost cea care a salvat și religia lui Lao Tzu și Confucius din impasurile în care intrase. Deci Buddha, prin intermediul Imperiului Roman, a ajuns, și datorită influenței lui Mitra, evident, care ajunsese la un nivel extraordinar de venerare în Imperiul Roman, ajunge să influențeze automat și zona ocupată de romani. Deci inclusiv Iudeea. Și mai găsim o cale de mijloc propovăduită de Hristos în sintagma atât de celebră, să-i dăm cezarului ceea cezarului și lui Dumnezeu ceea lui Dumnezeu. Este o nouă linie de mijloc, e o nouă cale de mijloc trasată urmașilor Mântuitorului, de a împăca într-un sens admirabil și lumea orizontală și lumea laică, dar și lumea verticală, lumea spirituală, lumea sufletească. Este o revoluție formidabilă. Adică este o revoluție și împotriva perioadei respective, pentru că atunci, de la împărații romani plecând, exista această idee că împăratul este de drept divin, că este un exponent al celui mai puternic zeu, și în același timp și împotriva ideii tradiționale iudaice, unde casa domnitoare își avea o origine divină, practic, sau mai bine zis, era prin litera legii stabilită de către divinitate. Ori el se pară. El zice, domne, cezarul e ăla cu taxele. Da? Dincoace avem de a face cu cel înalt, cu cel prea înalt. Nu cu zona aceea, zona și ca o dovadă ghișeu, și luăm imediat publicitate, și, măcar acum de sărbători, să ne fie un pic mai relaxată publicitatea cu noi, că vreau să spun o chestie după care o reluăm imediat. Este cu atât mai admirabilă demonstrația că totul se petrece într-un prezent continuu, că nimic nu se pierde și că totul se transformă. Pentru că exact această atitudine eliberatoare o are Moise, da, părintele iudaismului, prin ieșirea din Egipt. Și faraonul, cu mult mai târziu cezarul, se considera el însuși o emanație a Dumnezeului pe pământ și își centralizase toată puterea într-o formă autoritară, cumva dictatorială chiar. Și Moise iese din robia egipteană, Hristosul îi scoate din nou poporul ales din robia romană. Israel este poporul ales măcar prin simplu fapt că este un popor care nu poate sta foarte mult timp în robie, deși toate celelalte popoare încearcă printr-un paradox al istoriei să-l introducă în robie. Hristosul al nostru, Iisus, îi scoate din robia spirituală totală. Sigur, dar și Moise scoate din robia spirituală totală. Acela este Hristosul evreilor pe care ei și-l doresc. Acela îi scoate doar dintr-o robie materială. Absolut. Hristosul evreilor este material, spre deosebire de Hristos cel pe care unii nu-l recunosc. Absolut. Luăm această publicitate cezariană și revenim imediat. Da, apropo de publicitate și de bani. De fapt, în Noul și Vechiul Testament se fac referiri financiare, referiri la bani, referiri la zecială, de câteva mii de ori. Deci ca să vezi că și această referire materială, cum ar fi publicitatea, este un semn de respect față de datoria pe care o ai față de preanaltul. Și față de cezar. Și față de cezar în cazul televiziunii.
E o zi importantă pentru creștini și cred că este foarte important ca noi, cei care ne considerăm creștini, să pătrundem sensul învățăturii lui Hristos cu adevărat. Și există un aspect. Există acest aspect revoluționar pe care tu l-ai pomenit și cu care eu sunt perfect de acord. În comoditatea noastră, că ai zis că vrei să spargem o barieră a convenției și să intrăm în paradigma adevărului. Ceea ce este provocator și minunat în același timp, dar riscant. Riscăm să nu fim foarte bine înțeleși. Este uluitor că în comoditatea noastră noi abordăm aspectele cele mai convenabile ale lui Dumnezeu, adică acele care nu ne implică personal și pe noi. Și anume, îl numim pe Hristos Fiul omului și al lui Dumnezeu, deci dacă este Fiul lui Dumnezeu, el are o putere pe care noi nu o avem și atunci noi ne închinăm lui undeva în exteriorul ființei noastre, rugându-ne ca acest Fiu al lui Dumnezeu și frate al nostru să intermedieze, nu, rugăciunile noastre către Tatăl Ceresc. Și atunci l-am plasat dintr-o dată pe Hristos în afara noastră și găsim acest caracter divin sau semidivin al lui Hristos, că este deopotrivă Fiul omului și al lui Dumnezeu, dar asta nu ne implică pe noi cu nimic. Ba mai mult învățăm din dogmă că Hristos a venit și a murit pentru păcatele noastre, deci noi nu mai avem nicio trudă aici pe pământ din moment ce El a murit pentru păcatele noastre. Dar nu dorim sub nicio formă să-i vedem și această față a unui răzvrătit împotriva nedreptății a proastă înțelegere și a osificării abuzive a unor oameni la putere în dauna altor oameni. Adică despre Hristos, acest revoluționar, dar în sensul foarte spiritual al cuvântului, ne este foarte frică să vorbim, pentru că El ne incită în permanență la căutare, la întărire. Hristos nu este... Cine l-are pe Hristos în sine nu are o viață foarte comodă. Sigur. Nu, tot timpul se face referire la faptul că Hristos a îndemnat la supunere. Ne dorim să ia parte, de exemplu, la acea mișcare a zeloților. Dar, iarăși, e vorba de o chestiune materială. Iar Hristos nu a dorit să aibă de-a face cu chestiunea materială. Regatul lui, așa cum spune, nu este pe pământ. Deci nu avea cum să participe la o revoltă. Nu avea cum să fie alături de Baraba. Nu? Și de aceea, probabil că oamenii îndoctrinați de zona materială, în care chiar și iudaismul i-a dusese, îl preferă pe Baraba și îl salvează și îl urmează, mai bine zis, pe Baraba atunci. Pe de altă parte, tot legat de aceste chestiuni materiale, despre care sigur vom vorbi, sunt obiceiuri frumoase până la urmă, dar nu țin de adevărul lui Hristos. E bine, însă, există această confuzie între contradicția existenței mai multor sărbători anterioare nașterii Domnului și nașterea Domnului, spunându-se că, de fapt, însuși Hristos este un fals, pentru că această sărbătoare, sau, mă rog, această perioadă de sărbători, care gravitează în jurul celei de-a doua decade a lui decembrie, este, de fapt, o chestiune legată de păgânism. Și este foarte adevărat. Lasă-mă doar o secundă, te întreb, pentru că acum mi-a venit o idee care confirmă perfect ceea ce spui tu. Dacă ne luăm după Evanghelia lui Matei, unde avem tot arborul genealogic al Mântuitorului Hristos de la David încoace, da. Asta înseamnă că el, fiind din neamul lui David, conform legislației evreiești a vremii respective, avea dreptul de a se așeza pe tron, pe tronul lui Israel. Mă rog, este și nu este din pentru neamul că lui David. Pentru că, practic, el nu este fiul în momentul în care citim lui Iosif. Evanghelia. Nu, e interesant aici. De ce oare Evanghelia lui Matei începe exact cu genealogia neamului lui Hristos? Pentru a întări o idee că, deși Hristos avea dreptul de a fi regele iudeilor, adică de a-și pune sceptrul de putere și coroana de aur pe cap, Hristos spune altceva. Regatul meu nu este din lumea aceasta. Asta înseamnă că lui se recunoștea regatul. Nu întâmplător pe cruce i-a fost spus INRI, Iisus Nazarineanu, regele iudeilor, pentru că el avea dreptul sacrosant de a fi rege prin moștenirea sangvină a neamului său davidic. Și totuși el refuză. Și Buddha era prinț. Da. Și Buddha moștenea un tron al lumii materiale și el refuză. Ca să ne demonstreze încă o dată că și Zoroastru și alții, da. Există o putere fascinantă asta de pe pământ,
o putere minunată într-un sens, dar atât de efemeră și atât de trecătoare. Hristos vrea să ne întărească credința că după moartea noastră fizică, care este absolut iminentă și imanentă, urmează o continuare. Urmează o continuare într-o desăvârșire, e altceva. El ne propune să ieșim din logica umană și să spargem dimensiunea noastră materială, să încercăm să experimentăm o altă dimensiune, care este fabuloasă, pentru că nu se mai oprește niciodată, o dimensiune continuă, dimensiunea spirituală. Bine, adevărul e că toate religiile inițial asta au dorit, și anume să spargem această zonă materială, inclusiv jertfele. Jertfele nu erau neapărat o hrană dată zeilor. Evident. Nu, zei, sigur, există povestiri, nu cel puțin cea din timpul potopului, și mă refer aici la povestirea sumeriană, la Elum Aelish, în care zeii flămânzi și ei însuși după potop s-au bucurat la bucățile de carne pe care le fripseseră oamenii și s-au înfructat din ele. Poveste reluată, sigur, și în Vechiul Testament. Însă, ideea este alta. La fel ca și în cazul zeciuielii, de care pomeneam la începutul acestui pasaj, și anume renunțarea. Renunțarea la chestiunile materiale și dăruirea ta către divin. Asta, despre asta e vorba. Adică, cum era pe vremuri, nu să sacrifici în favoarea zeului agriculturii sau a zeiței dragostei. Ei, pentru dragostea ta sacrificai ceea ce trudisești tu toată săptămâna sau o parte din ea. Chiar Dumnezeul, cu toate că este al evreilor, deci al rudelor lui Shylock, cere numai 10%. Păi este mult în condițiile în care, de fapt, Dumnezeu, spun evreii și spunem și noi, îți dă totul? El ce-și cere? 10%. Nu este mult dacă este să stăm să ne gândim. Îți cere 10% ca să te obișnuiască să spargi acest ego care ne ține captivi în separatismul ăsta grozitor. Și să spargi această legătură cu lumea materială. Să sezizezi faptul că ai primit din spirit și dai în materie. Este foarte puțin, nu? Pentru ceea ce primești. Da, foarte interesant este că toate religiile de fapt ne pregătesc încă din timpul vieții pentru ceea ce va urma după moarte. Nici o religie nu-și pune sau n-are îndoiala că odată cu moartea noastră materială s-a terminat tot. Asta e cu totul altceva. Asta e cu totul altceva. Dar această teorie pe care vezi, de exemplu, în cadrul unor inițieri masonice, am auzit-o că te pregătesc pentru moarte. Nu! Eu nu te pregătesc pentru moarte. Te pregătesc pentru continuum. Da, pentru moarte. Ideea înțeleasă ca o continuare a vieții, sigur. Deci, practic, că tu, de fapt, trăiești aici, ai datorii față de templul sufletului, dar adevărata ta trăire este în suflet, care este un continuum, care trece dincolo de înțelegerea cotidiană și te îndeamnă la reflexie. Și din cauza asta spun, uite, Hristos face parte și poate chiar și destinul acestei perioade, legate de solstițiu de iarnă și legate de nenumărate alte sărbători, fac parte din acest continuu. Mulți sar în sus și spun, domne, dar de fapt asta era vechea sărbătoare a lui Mitra, dar de fapt acum este sărbătorit Saturn. Nu? Da, definit în astrologie ca o planetă întunecată, seacă, rece, un fel de, păi este, un fel de este, mare rău al zodiacului. Este întunecată, seacă, rece, pentru că dacă ne uităm în sistemul nostru solar, este cea mai departe, este a șaptea planetă, cea mai departe de la Soare. Sigur, au intervenit mai târziu Neptun, Pluto, Uranus, care sunt mai departe, dar anticii nu cunoșteau cele trei planete despre care am vorbit acum. Saturn era ultima planetă, cea mai departe de Soare. Da, și uite, prietena noastră, Cristina Demetrescu, care la ultima noastră conferință a ținut o prelegere atât de frumoasă, a vorbit de marea astrologie indiană, în care nu se luau în seamă toate planetele, nu pentru că indienii nu le-ar fi cunoscut, că le cunoșteau. În schimb, ca influență, Saturn, la indieni, era cel care se învârtește lent. Așa este, că era. Este cel care se învârtește lent, datorită ciclului foarte mare, de 2 ani și ceva. Și avea această influență, să spunem, nefastă, într-un fel. Întăritoare, mai degrabă. Adevărul e că, revenind la ideea de Crăciun, în această perioadă e o îmbinare a mai multor credințe și o să le enumăr un pic. Dar, ca să nu uit că am pornit de la ideea de Hristos și continuum, nu e niciun fel de problemă că acum îl sărbăm pe Saturn, că îl sărbăm pe Cronos, că îl sărbăm pe Mitra, că îl sărbăm pe Odin.
până la urmă, nu este decât o îngemănare a spiritualităților de peste milenii în această mare sărbătoare a sufletului. Atenție, vorbesc de sărbătoarea sufletului, nu de porcul pe care îl mâncăm noi de Crăciun. Noi, în vârsta copilăriei pe care o traversăm ca umanitate, suntem în continuare foarte seduși de formele prin care se manifestă ideile. Și cu alte cuvinte, nu o să uit niciodată de ce nu l-am votat noi pe Coposul. Pentru că nu avea sprâncene. Și pentru că am fost atât de revoltați de faptul că acest personaj extraordinar al istoriei României, Corneliu Coposu, nu a avut șansa, sau noi nu am avut șansa de a avea un Coposu în vârful ierarhiei politice, fiind doripilați de faptul că el nu semăna cu noi toți în formă, mie în momentul ăla de puștii ai anilor 96, mi-a strecurat această idee îngrozitoare că noi suntem prizonierii unor forme fără fond. Și că nu suntem încă foarte capabili să transcedem forma ca să captăm ideea. Ne urâm între noi și cel de-al doilea război mondial este o dovadă clară că nu suntem foarte departe, putând crede că cei care au nasul, de exemplu, nu știu, altfel decât ceilalți, sunt niște suboameni care n-ar trebui să trăiască. Deci vezi că noi suntem foarte tributari și foarte superficiali în abordarea lui Dumnezeu. Cred că suntem fix în ceea ce spunea părintele Arsenie Boca. Cea mai smintită idee a omului este ideea sa despre Dumnezeu. Bine, grav mi se pare Oreste, nu faptul că ne luăm de multe ori după aspect, pentru că, hai să fim serioși, și tu, dacă ai de ales în a da locul unei femei foarte frumoase și unei femei mai trecute, o vei alege pe femeia frumoasă, probabil. Nu, pentru că am învățat de la islam ceva. Femei islamice se îmbrobodesc toate, nu că sunt misogini și foarte cruzi bărbații aia care zic, băi nene, acum voi trebuie să vă chinuiți să sorbiți supa cu paiul. Nu. Eu am întrebat un arab și îi zic, băi, dar voi nu vă e milă de soțiile voastre, de fetele voastre, le țineți îmbrobodite pe căldura aia? Și a zis, nu, nu suntem misogini. Sau în orice caz suntem mai puțin misogini decât voi. Voi dați o șansă întotdeauna femeilor frumoase, pentru că sunteți seduși numai de forme și de asta vreți să le vedeți în bikini și dacă se poate fără sutien pe toate. Pe noi, în schimb, ne interesează cine locuiește în trupul unei femei. Bine, bine, dar asta cam înseamnă un pic ca socoteală de acasă. În târg, de multe ori se întâmplă și altceva. Dar n-ar fi abuziv din partea noastră să nu dăm timpul necesar unei femei, să zicem, mai voluminoase, de a-și demonstra frumusețea interioară? O femeie frumoasă este o operă de artă, deci hai să spunem că dăm întâietate unei opere de artă. Vezi, tot în aspectul material suntem seduși. Mă rog, aproape spiritual. Dar, apropo de chestiunea asta, alta mi se pare nenorocirea. Nu că n-am votat sau n-am alege un om foarte urât, ci ideea cuprinsă în acea carte care pentru mine este de referință, și anume Frații Karamazov, a lui Dostoevski, acel poem al lui Ivan, în care Marele Inchizitor se întâlnește cu Hristos și demonstrează, practic, sau îi demonstrează cititorului, care este cam același și în secolul lui Dostoevski și în secolul nostru, că un Hristos nu va mai putea, n-ar putea fi ales drept conducător în lumea aceasta. Lumea aceasta. Și nicio lume, de fapt. Aici e marea problemă. Chiar dacă Hristos vine numai pentru a conduce din punct de vedere al perceptelor spirituale, morale, sociale, de relații interumane, tot nu și-ar avea locul. Aici e marea problemă. Aici este marea problemă. Eu cred că el a fost conștient spunând că regatul lui nu este din lumea aceasta. Almintele ar fi, sau ne-ar fi învățat să cucerim această lume, ca să punem standardul lui Hristos și pe această lume. Și totuși, această lume nu este în regatul lui Hristos. Trebuie să reflectăm individual chestia asta. Evident, nu, iar a ne lega de anumite aspecte, cum sunt cele ale Crăciunului, și a nu le pune în paradigma moștenirii, pe care noi nu o respingem. În fond, de ce să mergem pe o chestie habotică și să spunem, domne, tot ce a fost înainte de Hristos ca și religie are legătură nu cu Dumnezeu, deci cu diavolul. Nu? Toate marile creații legate de cultul lui Sol Invictus, care sunt absolut superbe, sunt o dovadă a spiritualității, sunt oameni care au renunțat la tot ca să sculpteze, ca să
creeze edificii formidabile. Nu, ei au fost cu diavolul. Da? Păi. Cei care au realizat templele grecești, domne, erau ei diavoli. Nu este adevărat. Este îngrozitor, pentru că tocmai această abordare, de fapt, amendează unicitatea lui Dumnezeu. În momentul în care eu, slujitor al lui Dumnezeu, spun că ceea ce se află este în afara lui Dumnezeu, contrazic fundamental capitolul din Isaia, care spune la ilala hilala, chiar în aramaică. Nu există Dumnezeu în afara lui Dumnezeu. Și atunci eu cum pot să dau unui domeniu care există deja altă proprietate decât lui Dumnezeu? Bineînțeles. Și ideea asta de diavol apărută și susținută în religie, mai bine zis în interpretarea lui Hristos, iarăși după mine este o chestie anticristică. Pentru că, de fapt, diavolul nu există decât ca o entitate metafizică sau, mai bine zis, ca un punct de referință. Să nu uităm că stânca pe care s-a clădit biserica, biserica creștină, și mă refer la Petru, la Chifa, cum i-a spus Hristos, a fost singurul om numit de Hristos Satan. Știi, când atunci îl îndeamnă pe Hristos să se apere de destinul pe care el însuși îl dezvăluise apropiaților, Hristos se întoarce către el, nu mânios, dar certându-l și spunându-i: piei Satanu, asta nu este calea pe care trebuie să o urmezi. Deci iată însă stânca pe care a fost clădită biserica noastră, a fost singura denumită de Hristos Satan. Și asta ce să înțelegem? Că Hristos și-a creat biserica pe Satan? Nu. Să înțelegem oricare dintre noi, indiferent că suntem Sfântul Sfinților, că suntem oricare, putem atinge acel prag al greșelii spirituale, al neînțelegerii spirituale, în care acel prag numit Satan. Acel prag. Deci, practic, Satan este un prag. Este un nivel de energie, poate. Da? Un nivel de energie joasă, dar nici de cum o entitate care ne ia de păr și ne trage. Absolut. Sau ne duce la curcă. Scuzați-mi expresia. Cum foarte bine știi, Dragoș, în simbolistică nimic nu este întâmplător și poate că avem un temei de reflexie dacă ne gândim că Petru este singurul dintre apostoli răstignit cu capul în jos. Da, bine, aici e o altă lucrare foarte interesantă. Foarte interesantă, ca și în cazul Sfântului Andrei. Deci este o simbolistică generată, după mine, de un cult asupra căruia, după cum bine știi, noi facem o lucrare. Și o lucrare care o să o dezvolăm probabil la sfârșitul emisiunii. În cursul anului viitor o vom da publicității, dar este o lucrare a amândurora vis-a-vis de această simbolistică urmată într-un fel foarte straniu, chiar pe niște personaje importante ale religiei și ale istoriei, și nu este o chestiune întâmplătoare. Deci codul lui Da Vinci, după părerea mea, este nimic față de această cale pe care sper că la anul vom dezvălui într-o carte și în mai multe conferințe. Am avut privilegiu, onoarea și bucuria de a-ți prezenta pastila Cronica Supranaturalului din cadrul emisiunii mele. Acum îți revine ție această încercare de a-ți prezenta rubrica ta, dar sub o altă interpretare, așa că te las pe tine să fii gazda rubricii tale. Nu pot să am încă pretenția ubicuității, așa încât l-am rugat pe un foarte bun prieten de-al nostru și gazd a pastilei Cronica Supranaturalului timp de aproape un an, și anume distinsul cercetător al adevărului Codrin Ștefănescu, să realizeze el această Cronica Supranaturalului din ediția actuală. A fost odată un bătrân cărturar pe care lumea îl iubea foarte mult și respecta, pentru că pe mulți fericise cu poveștile lui. A scris bătrânul cărturar despre fețe frumoși, despre curaj. A scris la viața lui despre toate clipele plăcute pe care le trăiseră alții. Credea că el însuși este o minune pentru ceilalți, pentru că explicându-le că există minuni, toată lumea era fericită că o minune se poate întâmpla în viața oricui. Sigur că în scrierile lui apăreau prinși și prințese, apăreau fețe frumoși,
apăreau toate personajele care atât de bucuroase erau că există și atât de bucuroși erau cei care citeau poveștile lui. Un singur personaj nu existase însă în tot ce se scrisese de-a lungul vieții. Nu existase Moș Crăciun. Într-o bună zi, un țânc, se spune, chiar fiul împăratului din această poveste, a venit la bătrânul cărturar și a spus: bătrâne cărturar, atât de multe povești ai scris și frații mei mai mari și tatăl meu și bunicul meu citea poveștile tale, că ești bătrân ca vremea. De ce nu scriu o poveste despre tine sau despre o dorință de-a ta, despre o minune care niciodată nu s-a împlinit? A râs el: copile, eu nu cred în minuni. Eu scriu despre minuni ca să credeți voi. Pentru că dacă aici în suflet ai credința că se poate întâmpla o minune, cu siguranță ea se va întâmpla. Ce aș putea scrie eu despre viața mea? Ce minune să mi se întâmple mie acum când am 106 ani? Dar a rămas pe gânduri. A pus mâna pe pană și pe cerneală și într-o noapte a început să scrie o scrisoare lui Moș Crăciun. Dragă moșule, a spus, pe mulți am făcut fericiți și sunt bucuros pentru asta. Poveștile mele în toate cele patru zări se preumblă și din vorbă în vorbă se spun generațiilor care vin. Despre prinții mei și feți frumoși toată lumea știe și toată lumea, atunci când se face focul la bradul de Crăciun, stau împrejurul lui și citesc din poveștile mele. E prima scrisoare pe care ți-o scriu. Bătrâne Moș Crăciun, pentru că n-am crezut în tine niciodată și recunosc, nici când eram mic. Acum îți scriu că mai am puțin până să-mi dau obștescul sfârșit. Mai am puțin că sunt bătrân și în urma mea, în afara poveștilor, va rămâne doar nemulțumirea mea personală, că nu știu exact dacă există sau nu și nu știu exact dacă poți să faci o minune. Sigur că prin scrierile mele minuni multe s-au întâmplat, pentru că oamenii au crezut în ele. Eu însumi n-am crezut nici măcar în mine. Și brusc, de nicăieri, Moș Crăciun a apărut, încărcat cu daruri ca pentru 106 ani cât avea bătrânul cărturar. Și spune, pe o voce calmă, în timp ce mângâie barba albă și veche de când timpurile: bătrâne cărturar, am fost tot timpul aici lângă tine, dar nu m-ai chemat niciodată, niciodată nu m-ai scris. Să știi că prezența mea nu este o minune, este un lucru absolut normal și firesc. Doar trebuia să-mi scrii. Acum ai scris și am venit. Aceasta este o poveste din secolul XVII, dintr-o veche carte românească, plină de înțelepciune, într-un manuscris care cuprinde astfel de povești. Credeți în minuni și nu vă spun lucrul ăsta că se apropie acum sărbătorile. Să fiți convinși că cei care se gândesc că o minune se poate întâmpla, ea se va și întâmpla. Se spune că trebuie să gândim pozitiv, că dacă am gândit pozitiv cu toții, așa spun oamenii de știință, am putea să mutăm din loc chiar și galaxia noastră. Dacă toți oamenii s-ar concentra pe o singură idee, ar putea să facă minuni. Și tu, și tu, fiecare dintre noi putem să fim un Moș Crăciun pentru ceilalți. Că dacă faci un bine, dacă te gândești la ceva pozitiv, dacă îl ajuți pe cel de lângă tine, cu siguranță pentru el ești o minune. Și mai mult decât atât, uite-te în prejurul tău. Fiecare copac, fiecare floare, fiecare frunză, așa cum scriu bătrânii cărturari, este o minune. Este o minune că poți să vezi, este o minune că poți să simți, este o minune că ești lângă cei dragi, este o minune pur și simplu că existi. Și acum, de Sfintele Sărbători, nu vreau să vă doresc decât un singur lucru. Credeți! Credeți în tot sufletul minuni. Ele se vor produce. Este o minune faptul că putem crede în minuni. Vă doresc sărbători fericite! Iată-ne din nou alături de toți cei dragi și poate nu numai, toți cei care se uită de fapt la noi în momentul ăsta, ne dau un semn că ne prețuiesc, pentru că sunt atâtea alte oferte în jurul nostru. Vă mulțumim că ați ales o bucățică
de liniște, pentru că această emisiune, până la urmă, dincolo de ideile pe care le vehiculează, și a propus întotdeauna și își propune să ofere un puțină liniște sufletului mai degrabă și nu minții. Cu cât mintea noastră rămâne mai agitată și scormonitoare, cu atât șansa ca sufletul nostru să se împăciuiască devine mai mare. Spuneam, Dragoș, la începutul emisiunii că o să trecem în revistă și câteva evenimente premonitorii cumva față de ce va să vie. Foarte curând se va încheia anul 2011 și inevitabil vom intra, nu, în paradigma anului 2012, an despre care s-a vorbit atât de mult, din atâtea unghiuri și din atâtea perspective diferite, un an care a stârnit mult optimism și multă speranță din partea unora, un an care îngrozește și sperie foarte mult pe alții. Să păstrăm acest șir al Vechiului și al Noului Testament, care se repetă în fiecare generație, confirmând încă o dată, nu, și o să repet până când o să înțelegem că nimic nu se pierde, totul se transformă. Care sunt momentele, din punctul tău de vedere, cheie, care s-au întâmplat în anul 2011, care anunță într-un fel sau altul niște evenimente similare, poate chiar, din punct de vedere energetic, mai teribile în anul 2012? În primul rând, după mine, este această modificare politico-religioasă din lumea arabă. Deci, practic, transformarea unor state laice sau practic laice în state cu un caracter religios mult mai pregnant va duce la, fără îndoială, la o schimbare pe harta religioasă a lumii. Islamismul este atât cea mai tânără religie, mare religie, cât și cea mai stabilă. Să nu uităm că principalele percepte sau tot ceea ce îi îndeamnă la credință pe și dogma, practic, musulmană, datează cam din aceleași două secole de după profet. Ori islamismul devine un actant din ce în ce mai puternic. Islamismul nu așa cum încearcă să-l descrie o anumită propagandă, aș spune, mă rog, poate chiar prea lumească, poate chiar prea de război sau prea cu impact asupra bogățiilor subsolului, ci islamismul ca și religie. Este o religie puternică, este o religie care prinde din ce în ce mai mulți adepți și începe să se descopere multora ca fiind o cale a păcii, a înțelegerii, nesupusă atâtor schisme și atâtor reforme din care nu mai înțelege nimeni. Să nu uităm totuși că există o dihotomie destul de consistentă și contundentă și în islam între suniți și șiiți. E adevărat. Foarte asemănătoare cu ceea ce s-ar numi la noi lupta între catolici și protestanți. Cu alte cuvinte, șiiții cred că nu se poate înțelege cu adevărat învățătura profetului Mahomet, pacea lui Allah asupra lui, decât prin intermediul ierarhiilor sacerdotale, și suniții, care sunt asemeni calviniștilor și luteranilor, mult mai direct față de carte. Spunând, nu, domne, există o limbă arabă pe care o vorbim cu toții, există o carte scrisă admirabil de cineva care nu știa să scrie o carte, deci este o carte sfântă pentru că este transmisă de Sfântul Arhanghel Gabriel, profetului Mahomet, care era neștiutor de carte. Cartea asta putem să o citim și să o înțelegem fiecare, nu avem nevoie de intermediar. Și apare și ideea de Mahdi, pe care unii o susțin, alții nu o susțin, și care este o idee extrem de apropiată de Mesia ebraic, și anume un cuceritor, un comandant de oști de tipul lui Iosua. Ceea ce nu este extrem de benefic pentru ideea de pace mondială și de înțelegere la nivel spiritual. Însă... E un fel de antichristul lor. Nu. N-a spune asta, nu. Sigur. Așa cum nici Iosua nu e antichristul. Păi nu, pentru că jihadul, atenție, jihadul, care este lupta sfântă a fiecărui musulman cu sine însuși, pentru a-și descoperi natura sa divină. Da, a fost transpusă în plan material. Când o transpui în plan material și politic. Și devine jihadul o cruciadă, de fapt, împotriva celor care nu sunt
în accepțiunea ta, nu sunt de-a dreptul credincioși, este anti-jihad. Și atunci acest conducător care va aduce gloria islamului asupra lumii prin jihadul material este un fel de antichristul lor. Însă mulți islamiști consideră și aici că nu are de-a face practic Mahdi, un om până la urmă, cu esența divină transmisă prin vorbele profetului. Deci automat ei, majoritatea musulmanilor, exclud această formulă de, să zicem, cucerire materială. Însă, vezi, pe undeva ei sunt și alimentați de setea răzbunării datorită cruciadelor. Ce să mai vorbim? Deci tu consideri cruciadele au început... Primăvara asta arabă din anul 2011 va anunța sau anunță... Primăvara, toamna și urmează probabil și primăvara viitoare. Arabii sunt alimentați. Islamul este alimentat cu o energie... Mă rog, care sper că va fi benefică, dar oricum va însemna o schimbare, și este o schimbare pe planul, pe harta religiilor. Să mai zăbovim un pic în domeniul acesta. Crezi că neînțelegerile istorice sau conflictul istoric între, hai să zicem, populația care astăzi formează statul sionist numit Israel și restul lumii arabe se va putea concretiza în ceea ce toți ne temem că ar putea fi Armagedonul, adică un câmp de luptă care să genereze o conflagrație mondială? Dacă se merge pe premize false, fără îndoială că da. Dacă se va merge pe o formulă religioasă autentică, deși sionismul este un pic de încălcare a zonei religioase de către o organizație care a fost inițial laică, dar sigur, au folosit acest termen de Eretz Israel, care este un termen sacru, pământul sfânt al Israelului, iar ei au folosit acest termen sacru pentru scop politic, pentru refacerea statului Israel. Mie mi se pare, repet, eu sunt fascinat de această mare personalitate care a fost Simon Wiesenthal și acea carte a misiunii secrete a lui Cristofor Columb, este altă, poate facem o emisiune despre ea, și anume despre pământul sfânt pe care, sau pământul de refugiu pe care evreii din secolul 15, sfârșitul secolului 15, îl caută prin intermediul lui Columb și a datelor care i-au fost puse la dispoziție tocmai în America. Și de fapt, America este adevărata căutare a evreilor. Da. Repet, este o carte care pe mine m-a fascinat și Simon Wiesenthal, lăsând la o parte sigur, activitatea lui legată pur și simplu de crimele de război, este fabulos. Cât de aproape suntem de adevăr prin ceea ce spui tu, pentru că întotdeauna Pământul Sfânt al lui Israel a fost numit Tărâmul Făgăduinței, iar Statele Unite ale Americii, cum au fost ele numite? Pământul Făgăduinței, țara tuturor posibilităților. Oare din întâmplare? Oare, poate că nu există întâmplare. Alt eveniment care a turburat anul 2011 și cu siguranță va avea repercusiuni și mai târziu. Da, și încă o chestiune. Apropo de tradiția de la Medina. Medina, totuși, este formată în bună măsură din populație levită, de origine levită, care au înțeles învățătura profetului și au trecut la islamism. Deci ia câtă încă o legătură foarte puternică între cele două neamuri mari semite și care ar trebui să ducă la înțelegere. Și iată cum André Malraux este un văzător în duh. El a spus-o negru pe alb. Secolul 21 va fi un secol religios sau nu va fi deloc? Bine, sigur. André Malraux, ca orice... Mă rog, să zicem așa, om cu vederi de stânga, dar adevărate, curate, a mers până acolo încât să înțeleagă spiritul și importanța spiritului în înțelegerea și aplanarea oricăror conflicte. Asta este esența, până la urmă, a religiei, nu să genereze conflicte. Dar, din păcate, chiar am văzut într-un film recent, apropo de o specie dispărută, se spune, o specie demonică, care, întorcându-se pe pământ, spunea: păi, eu știu de la început ce e cu voi. Mai multe defecte ale omului, pentru care, zice, cel mai mult îmi plac conflictele religioase. Astea au fost dintotdeauna și vor fi întotdeauna caracteristice omului. Da, pentru că
predispun la cel mai mare consum de energie. Fără îndoială. Și până la urmă denaturează ce are omul mai sacru. Vezi aici, Sfântul Augustin spune o chestie absolut superbă pe care eu am și reprodus-o parțial într-o pastilă, și anume că omul primește în dar de la Dumnezeu ceva, și anume acel suflet, și primește harul odată cu el. E bine, important este să îi înapoiezi lui Dumnezeu intact acest dar. Prin păcat, spune Sfântul, harul se pierde, însă niciodată nu poate fi afectată esența. Absolut. Hai să vorbim despre un alt eveniment pe care tu îl consideri revelatoriu al anului 2011. Nenorocirea din Japonia. Bine, asta sigur că eu o pun în contextul unei paradigme, să zic, extrem de materiale, din punct de vedere a ceea ce aștept să fie în anul 2012. Și anume din punct de vedere al unui om care a studiat și care a studiat chiar în facultate fenomenul seismic, ceea ce s-a întâmplat acolo iese din tipare. Și anunță un an absolut imposibil de evaluat din acest punct de vedere, și anume mie mi s-a părut imposibil ca un seism pe o insulă cu peste 80 de vulcani, dintre care vreo 15, dacă nu mă înșel, activi, să se declanșeze la o asemenea magnitudine fără să aibă loc niciun fel de reacție vulcanică. Este ceva imposibil după toate standardele. Deci asta ne demonstrează că din punct de vedere al viitorului, imediat, se vor întâmpla chestiuni destul de grave și imposibil de anticipat. Să vorbim un pic și despre cele două vulcane din Islanda. Unul a erupt. Așa e o demonstrație de putere, adică imposibilitatea iar de a face față... Iar unul este pe cale de a erupe. Sigur, este imposibilitatea de a face față naturii. Gândește-te că acel vulcan cu nume imposibil de pronunțat era un vulcan de foarte mici dimensiuni și cu toate astea a blocat jumătate din Europa. Deci un vulcan de foarte mici dimensiuni. Păi gândește-te la un supervulcan. La un supervulcan de tipul celui de la Yellowstone, de exemplu, fără îndoială că ar crea un dezastru mondial care poate ar duce și la extinție. Deci când vulcanul, se spune nu că vulcanul Krakatoa sau mai știu care a fost în epoca măsurabilă, să zicem, determinabilă, a produs aproape o extinție. Adică populația se redusese la câteva mii de oameni pe toată suprafața planetei. La asta așa se apreciază. Pentru oricine a citit Apocalipsa Sfântului Ioan, e aproape imposibil să nu se aștepte în timpul vieții sale la o ciocnire de tip Armagedon. Pentru că lucrurile descrise în Apocalipsa Sfântului Ioan au darul de a te tulbura, pentru că ele sunt extraordinar de valabile. Ai senzația că parcă au fost scrise de ieri pentru astăzi. Da. Timpul și spațiul, așa cum au devenit ele de-a lungul istoriei, n-au nicio legătură în această carte apocaliptică. Bine, dacă fac o paranteză, dacă Sfântul Ioan ar fi trăit pe vremea Inchiziției, cu siguranță ar fost ars pe rug. Da. Pentru că este acel apocalips, e similar cu o manifestare demonică, nu? Cu o previziune demonică, cu o vorbire într-un stil cu totul și cu totul impropriu persoane. Ceea ce noi cred că nu am înțeles foarte bine este că această luptă, acest Armagedon se duce oricum în sufletul și mintea fiecăruia dintre noi. Noi nu realizăm că toate efectele pe care noi le dezvăluim lumii înconjurătoare sunt produse de niște cauze care sunt foarte subtile și mult în interiorul ființei noastre, invizibile. Jung ar lămuri-o spunând că tot ceea ce produce conștientul nostru este hrănit energetic, din inconștient și filtrat de subconștient. Noi purtăm această bătălie. Tu spuneai foarte bine că, până la urmă, Satan este o stare, este un concept, exact, nu o ființă, entitate. Nu o entitate. Cum nici Rai... măcar un concept nu-l numesc. Eu îl numesc, dacă vrei, o limită a existenței. Cum nici Raiul nu poate fi localizat geocosmic undeva. Da. Nici iadul nu are un spațiu și un timp al său în afara ființei noastre. Edenul putem să-l numim, să-l localizăm, dacă vrei, așa cum s-a și încercat și s-a demonstrat de unii savanți,
dacă mergem pe teoria intervenționismului, și anume spunem că omul modern a fost creat în urma unor inseminări artificiale, unor mutații genetice făcut într-un fel de laborator. Un laborator de dimensiunea unei grădini a Edenului, da, și din satelit, cercetătorii britanici au demonstrat... Laboratorul a fost făcut de niște creații care, la rândul lor, și creațiile alea au fost făcute și zămistite de o altă creație. Prin și partiția eternă între un Dumnezeu tată și un Dumnezeu mamă, cumva. Da, da. Acum vreau să spun, știința până la urmă are rolul ei și a merge pe o cale spirituală fără a avea totuși un bagaj de cultură clasică, de știință, cum ar fi, sau a ne lua în seamă știința complet, este absurd. Pe de altă parte, și această trimitere în permanență la știință și considerarea științei ca ultimul reper, iarăși, după mine, este o greșeală, pentru că pe zi ce trece, știința își dovedește limitele sau este descoperit altceva. Vorbeam de această descoperire a grădinii Edenului de către englezi. E bun, dar înaintea nordului Mesopotamiei, a dezvoltării Sumerului în nordul Mesopotamiei, este clar că au fost ținuturile din nordul Văii Indusului. Ei, acele ținuturi, acele mari cetăți, nu Harappa și Mohenjo-Daro, au dispărut tocmai datorită ridicării nivelului apei Indusului, practica unor inundații, și practic ei au trebuit să plece de acolo, o bună parte din ei au trebuit să plece de acolo datorită inundațiilor. Deci se poate aprecia că datorită unui potop. Asta s-a întâmplat înainte. Absolut. De prezența lor în nordul Irakului și este în nordul Mesopotamiei. Și este, deci, posibil, foarte posibil, și asta nu o spun eu, ci o spune un mare arheolog francez, Jean-Pierre Cassal, este foarte posibil ca această migrație să se facă din Valea Indusului. Și atunci, despre care originea omenirii la Sumer mai vorbim și despre care grădina Edenului la Sumer? Nu, eu cred că noi cu cât vom căuta mai mult o origine, cu atât de fapt ne vom depărta de sens, pentru că aici este ubicuitatea paradoxală a adevărului. Cu cât te apropii mai mult de el în dorința de a îți demonstra ție că tu ai dreptate, adevărul fuge de tine, și cu cât tu ești mai puțin animat de dorința ego-ului tău, cu atât adevărul este mai aproape de tine. Hai să ne reîntoarcem la scenariul evenimentelor din 2011. Crezi că, hai să spunem, această criză morală, care este dublată de o criză financiară, anunță cumva niște prefaceri pentru 2012? Da, știi ce se întâmplă? Uite, mă uitam la prefacerile care au loc în sânul Marii Biserici Creștine, și anume Bisericii Catolice. Practic, această trecere într-o zonă mult mai umană, nu cumva este o zonă de depărtare de spiritualitate? Pentru că, uită-te și oglinda, Biserica Ortodoxă Română. Practic, noi ce observăm aici? Că se vorbește poate mai puțin de acele biserici mici de lemn, care, parcă Octavian Paller spunea, că reprezintă adevăratul suflet al credinciosului ortodox român. Se vorbește din ce în ce mai puțin, nu știu, de mari figuri, marele Iachint al Putnei, îmi pare rău că folosesc acest termen mare, nu l-ar fi dorit niciodată, de Gherontie, de la Bușteni, sau despre Iustin Pârvu, sau despre acei adevărați duhovnici. Și se vorbește, în schimb, de edificii impunătoare, se vorbește de bani, se vorbește de dezvoltarea trusturilor media, de un management. Da. Dom'le, lăsând la o parte că aici fac o referire la memoria marelui lingvist și patriot care a fost George Pruteanu, efectiv suntem asasinați chiar și în zona spirituală de aceste neologisme și de acest argou de neologisme care a început să invadeze până și discursul bisericesc. Dă voie și spiritualitatea. Să-ți dau un exemplu extraordinar de simplu și de la îndemâna oricui. Minuna de la Maglavit, Petrache Lup, ciobanul gângav și bâlbâit, care și-a făcut biserică, adică eclezia, unde sunt doi sau trei numele meu, sunt și eu cu ei, și-a făcut o biserică în aer liber, la stâna lui. Și pe coșmelia, că trăia sărac într-o coșmelie, pusese câteva icoane, câteva ștergare curate și se ridicase o troiță. Și acolo, la Maglavid, da, veneau absolut
toți cei care simțeau că prin Petrache Lupul vorbește Hristos. Da. Veneau și preoți, a venit și mareșalul Antonescu, adică acolo era în sărăcia aia materială, adică în staulul ăla cu icoanele alea lipite pe cartonul ăla presat și pe chirpici, se crease o comunitate, o eclezie, da, o adevărată biserică în duh. Astăzi, alt cioban, dacă are și arătat vocația mistică, Gigi Becali, a construit pe amprenta stânei de la Maglavit o clopotniță și o biserică, o clopotniță care poate sfida unul dintre tururile gemene. Adică e, exagerez nu, eu un pic. Oreste, nu este vina lui Gigi. Și nu mai e nimeni acolo, Gigi, asta vreau să spun. Crede-mă, Gigi este un suflet bun. Ascultă-mă, dar este un suflet care are nevoie de îndrumare. Cu câți? Ori de ce îndrumătorii păi, acceptă duhovni... banii lui și păi, nu-l învață ceea ce, care este numai sunt, adevărat. Nu mai sunt duhovnici adevărat. Păi. Și atunci, poleită cu aur, toată ștucatura a noii biserici este degeaba, pentru că acolo nu mai vine nimeni. Pentru că adevărata biserică este făcută de la suflet la suflet, pentru nu de la cărămidă la cărămidă. Ei primesc 2 milioane de la Gigi Becali, după cum a declarat el, mă rog, nu cei de acolo, ci cei de la Atos, dacă nu mă înșel. Acel părinte, care în timpul în care eu am fost deputat, e vorba de episcopul Sucevei, a primit 100 și ceva de mii de hectare de pământ, nu? Pe care practic biserica nu știu ce nevoie mare are de ele și de ce ar trebui să aibă, plus cabanele Rom Silvei, plus arme de vânătoare, îți dai seama, au arme acum biserica, așa ca să-și păzească pădurile. E bine, acel preasfințit îi dăduse câteva fire din barba lui Gigi să le poarte la stadion. Deci aia s-a făcut cu liberul accept al acelui înalt prelat, nu s-a dus Gigi, ci a luat firele de barbă cu forța. Corect, da, ai dreptate, ai dreptate. Deci, despre asta vorbim, în fine. Lipsa duhovnicului. Dom'le, acum, ce se întâmplă? Că noi am plecat, practic, de la această discuție despre sărbătorile de iarnă și poate ar fi bine să revenim, pentru că ia că ne încingem și nu are sens. Revenim, dar să știi că timpul nu și mai revine cu noi, trebuie să luăm ultima pauză de pulsiate, după care o să închidem ca să discuția. Vorbim, să concluzionăm asupra acestei paradigme modificate la nivel planetar. Ideea este că în timp ce acolo se întinerește credința și vine o credință puternică, în partea asta altă, credința începe și se formalizează. Se osifică, da. Se formalizează, pierde fondul. Asta este problema. Oricum, budismul este, până la urmă, un mod de viață. Nu este neapărat o religie. Este un mod de viață, este o stare de spirit. Dincoace însă avem de-a face cu două religii. Cu două religii. Una dintre ele tinde să devină și a atins de mult să devină un mod de a conduce state, un mod de a face business, da? Dincoace devine un mod de a face revoluții. Și sper că acele revoluții să se referă la revoluții spirituale și nu cum s-au manifestat de multe ori ca revoluții sângeroase. Publicitate și revenim. Am revenit. Mai avem vreo 5 minute până la sfârșitul ultimei emisiuni din sezonul ăsta și din anul acesta. Dacă poți, foarte pe scurt așa, să ne desenăm aici împreună o hartă a evenimentelor pe care vom dori să le parcurgem împreună cu toți cei care ne privesc și la emisiune și la conferințe și pe videochaturile găzuite de minunatul tău site cronicasupranaturalului.ro. Ce mai facem în 2012? Avem planuri mari, evident. Pe lângă site, care va fi foarte bine, foarte mult dezvoltat, am inclus și un canal de transmisii video cu chat, unde deja avem participări de seamă, oameni de cultură, oameni din zona spiritualității și cred că la ora actuală putem rivaliza cu foarte multe canale de acest gen din lume. În același timp vom extinde și într-un plan de lucru operativ, cum s-ar spune, workshop-uri, deplasări în teren pentru studierea anumitor obiective sau, mai bine zis, monumente ale spiritului din România și nu numai. Conferințele care vor fi lunare și ne vom muta într-o sală mult mai potrivită, nu ca acum unde pe 250 de locuri s-au înghesuit
cred că peste 500 de oameni. Și evident, proiecții, realizări, filme, cărți, pentru că acum ți-a apărut. Apropo de cărți, te rog, știu că ești un tip smerit și nu vrei să vorbești, dar cine își poate face o avancronică mai bună? Rău, nu sunt un tip smerit. Nu, așa, tu te cunosc foarte bine. Sunt un tip principial, iar nu-ți place să vorbești despre lucrurile. Tot ai produs ceva, barem să și prezinți bine produs. Te rog să vorbești despre cartea care îți va apărea. Cartea care va apărea la noua și frumoasa ta editură se numește Cronica Supranaturalului Evident. Și este o tratare a unor fenomene despre care se vorbește mai puțin, deci o tratare din punct de vedere al unui sceptic care sunt, dar al unui căutător cu mintea deschisă, care mă pretind a fi. Este un prim volum, un volum destul de consistent, peste 400 de pagini, și în care veți găsi date cu duiumul, deci vor fi foarte, foarte multe elemente pe care să le puteți studia și care se vor regăsi și într-un ulterior volum 2 și așa mai departe. Da, pot să spun și eu, nu fără să te laud neapărat, dar vreau să spun că plus valoarea pe care ai adus-o emisiunii noastre, că e o emisiune pe care o realizăm împreună, se datorează în primul rând faptului că ești foarte incomod. Și e un lucru pe care eu am învățat să-l apreciez de la tine, și anume faptul de a nu îl încezi sau de a nu te îmbăta cu apă rece, de a nu rămâne în confort. Corect. Ai ceva din asprimea primilor părinții din pustie, care își legau parcă sandaua mai strâns un pic de picior, sigur, e o figură de stil, tocmai pentru a nu se lăsa seduși de propria stare de bine. Nu știu dacă m-am exprimat corect. Este un lucru pentru care eu îți mulțumesc. Și consider că emisiunea mea a crescut ca valoare și ca importanță și datorită ție. Mulțumesc. Și aș vrea să profit de această ocazie, că tot m-ai lăudat atât, să le dau un sfat celor care studiază prea mult și nu iau în seamă o chestiune fundamentală, și anume principiul. Principiul în cazul cristic este acela al iubirii, dar și al continuității. Pentru că până la urmă noi am fost trimiși aici pe pământ pentru a ne înțelege, a continua opera omului și nu a o nega. Vorbeam de Crăciun. Și cu asta aș vrea să încheiem exact. Într-o notă de sărbătoare. Ce importanță are, pentru că ce importanță are faptul că această sărbătoare a fost inițial Sol Invictus, soarele neînvins, că a fost adusă din îndepărtatele meleaguri ale Persiei de către un împărat care inițial fusese preot al lui Elagabal. Și acum, după ajungerea lui ca împărat, a transformat printr-o transformare practică a numelui din Elagabal în Heliogabalus, trecând în zona soarelui, aduce această sărbătoare pe care marele împărat Aurelian o transformă într-o sărbătoare a întregului imperiu, cu data de 25 decembrie. Mai târziu, Constantin, iarăși un fervent susținător al acestei idei, transformă și duminica în ziua soarelui. Duminica, evident, că nu are nicio legătură cu sabatul evreiesc. Deci, cine spune că este creștin și în același timp sărbătorește ziua liberă a Domnului, duminica, se înșeală, după părerea mea. Aceea are o definiție clară și nu este părerea unui sectant. Nu sunt niciun sectant și nici nu citesc din vreun cult sau din vreo sectă. Nu este pur și simplu o dată certă istorică, și anume că în secolul IV Constantin cel Mare dă un edict prin care instituie această zi a soarelui. O zi care inițial nici măcar n-a fost o zi liberă. Era o zi în care se făceau plățile în avans pe o săptămână, în care lumea se bucura. Iar introducerea acestei sărbători ca fiind definitivă odată cu creștinismul
Evident că o face Sfântul Teodosie, sau mai bine zis Împăratul Teodosie cel Mare. Deci iată cum această transformare a unei sărbători a Soarelui, practic, în ziua nașterii Domnului, nu afectează practic ideea în sine, cristică. Este pur și simplu un continuum. Și un frumos continuu. Mai fac o precizare, iarăși, apropo de această sărbătoare. Până în secolul IV, poate lumea nu știe, sărbătoarea Domnului s-a sărbat de bobotează. Pentru că s-a considerat că atunci se naște Hristosul. Nașterea prin botez. Abia atunci se naște Hristosul. Până atunci a fost Iisus omul. Îmi pare rău că trebuie să întrerup brutal și total nepoliticos disertația ta, dar stăpânitorul financiar sau al timpului de emisie Mamona, nu are sensibilități în zona asta de comunicare. Vreau să vă urez tuturor Crăciun fericit, an nou fericit, să ne revedem cu toții într-un an care va veni, un an interesant și revelator pentru foarte mulți dintre noi. Îți mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce s-a întâmplat împreună în acest sezon și cu siguranță de acum înainte. Toate cele bune, iubiților. Numai bine. La mulți ani.